Vreau să mă răzbun, cam ar trebui să mă răzbun. Exact, de când a ieșit de pe păsărica mamei lui până în momentul până de față. Păstrăv, doi păstrăvi. Am condimentat toate astea, l-am amestecat. Și este ora 2:30 și am când a venit. Vreau și eu cel mai frumos buchet de flori pentru cea mai frumoasă soră. Mai dulce. Astea ar trebui să-ți dau cu ei. Hai cu bună, Dimi! Neața! Yeah! O nouă zi de? Școală! Nu școală! Și de ploaie! Și de ploaie iar afară? Iar plouă, da. Încă puțin. Încă puțin? Și plouă. Ia zi, ce facem noi, Beatrice, astăzi? Mergem la școală. Dar de ce te duc eu la școală? Da, să văd. Nu, de ce te duc eu și nu te duce măta? Pentru că ea s-a dus undeva. Unde s-a dus măta? Zi! La Erixef. La Erixef să facă ce? Să filmeze. Să filmeze, nu? Da. Și noi a rămas amândouă singuri acasă. Da. Iar ne-a răsat singuri acasă. Da. Și noi trebuie să facem toată treaba, nu? Da. Da, ca de fiecare dată. A scăpat treaba. A scăpat măta iar de treabă, nu? Nu? Da? Vreau să mă răzbun, cam ar trebui să mă răzbun pentru tot ce mi-a făcut, nu? Da? Ia spune-mi tu, cu ce să mă răzbun? Cu ce ar trebui să mă răzbun eu? Dă-mi o provocare și eu o fac. Am venit o idee. Zi. Când mergeți la casă, așa. O să îi pui ulei pe jos, te duci tu înainte ei cu ceva, cu mașină, ceva, te duci înainte ei, pui ulei pe jos pe acolo și după aceea o lași pe ea să intre prima și alunecă. Păi și dacă își parge capul? Las, cumpărăm altul. Cumpărăm alt cap? Mergem la abător și luăm unul împrumut, nu? Da, de vacă, de oaie, de capră, nu? De capră. De capră, nu? Că mă dai o capră. Nu-i frumos să-i zici așa lui măta. Te mănâncă mătă dacă aude asta, știi, nu? Oricum, am mâncat de multe ori. Te-ai mâncat de multe ori, nu? Ți-a dat bătaie. Da? La curuleț? Da? Și-ți place, nu? Da. Haide, noi ne pregătim să mergem la școală, las fata la școală, apoi trebuie să mă duc să fac câteva cumpărături, să fac de mâncare astăzi, bineînțeles tot, eu ca de fiecare dată. Să vedem de la supermercat, dar înainte de a încheia partea asta, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne lăsați și nouă părerea în comentarii, să ne dați și nouă un like, bineînțeles, dacă vă plac vlogurile noastre și haide să mergem la școală. Eu m-am trezit, m-am făcut fetiță frumoasă. Bine, oricum sunt frumoasă și fără să mă fac frumoasă, dar mă rog, trecem peste. Acum am venit la studio pentru a-l lua pe iubirică, pe Ionuț, colegul meu minunat, să mergem să filmăm pentru emisiunea Fără Mănuși, pe care voi puteți să o vizionați în fiecare duminică pe canalul de YouTube Erixef MMA. Filmăm astăzi cu un invitat special, este campion, are peste 300 de lupte în MMA și arte marțiale. Și da, mergem și filmăm astăzi cu el, o să vi-l arăt și pe iubirică, că a zis că ajunge în vreo 5 minute, îl așteptăm. Adrian a rămas acasă să ducă fata la școală, după care o să mergem din nou la casă să ne gătească. Oare ce ne va găti Didi astăzi? Stau și mă întreb. Oare ce ne gătește Didi astăzi? Didi, ce ne gătește astăzi? Surprize, surprize! Lăsați-mi repede în comentarii ce credeți voi că ne gătește astăzi Didi și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru că ne mai trebuie încă 4.000 de abonați pentru a ajunge și noi la 100.000 de abonați și să luăm și noi butonul ăla de argint? Era de argint, nu? Da, butonul ăla de argint. Abia aștept, Doamne, abia aștept să-l luăm. Să vedeți voi ce petrecere facem. Știu și am încredere în voi că vă abonați în număr cât mai mare și o să ne ajutați să ajungem să ne îndeplinim și acest vis de a lua butonul. Da, scrieți-mi în comentarii cam ce farsă ați vrea voi să-i fac lui Didi, pentru că eu mă tot gândesc de câteva zile ce farsă să-i fac eu lui Didi și nu îmi vine absolut nimic, nimic în cap. Dar să-i fac o farță din aia tare, bombă, șmecheră, din aia la care nu se așteaptă absolut deloc. Oare ce farță, oare ce farță? Scrieți repede în comentarii, scrieți, scrieți, scrieți. Sigur, Adriana mă înjură pentru că a rămas să ducă fata la școală, dar asta este situația, trebuie să ne împărțim într-un fel sau altul, trebuie să găsim soluții pentru a le rezolva pe toate, pentru că așa este normal și frumos. Bun, îl aștept pe iubirică și ne vedem imediat după. Ești pregătită? Da.
Cât mai este până la școală? Da? Cât mai este până la școală? Da. Mi-aducem foarte bine azi? Da? Mi-aducem foarte bine azi? Da. Da? Bine. Bun, și a venit și iubirică! Bun, plecăm către o filmare minunată alături de colega noastră frumoasă, Alexandra. Avem un invitat surpriză care ne va... îl vom descoase de toate secretele și va trebui să ne spună efectiv tot ceea ce a făcut din momentul X până în momentul Y, așa de că când... să nu ratați, oameni. Exact, de când a ieșit de pe păsărica mamei lui până în momentul până de față. Momentul de față, fiind un profesionist, așa că lăsați în comentarii să vedem dacă știți despre cine este vorba. Oare duminică, despre cine? La ora 20. Oare despre cine este vorba? Nu știu, eu zic să nu le dăm prea multe spoilere și să se uite ei duminică de la ora 20. Da, 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 exact, să nu uitați duminică. Da, și iubirică, cum este ziua ta? Este o zi frumoasă, chiar dacă afară plouă. Noi trebuie să vedem întotdeauna soarele și trebuie să vedem binele din fiecare zi. Așa că trebuie să fim cât mai pozitivi, în așa fel încât totul să ne meargă bine. Exact, are dreptate iubirică, să nu uitați asta. Să nu uitați niciodată să zâmbiți și să fiți oameni, pentru că trăim greu zilele pe care nu trăim greu, credem. Din păcate, unii oameni sunt răi. Păi, că sunt răi unii oameni. Răi, dar depinde de noi cum ne alegem oameni. Exact. Așa că baftă tuturor. Așa că baftă tuturor. Noi plecăm acum spre... urați nici nouă baftă. Spre filmări și ne vedem de acolo. Eu am terminat de făcut și cumpărăturile. Ce am obosit. Acum mă duc acasă. Că nu mai pot. Fost la Mega, am făcut toate cumpărăturile. Și acum aștept să vină Alexandra și să putem să mergem acasă. Da, da, da. A few moments later. Dragilor, o mică mare problemă. Am băgat adresa greșită. N-are nimic. Tot să fim să ajungem cu situația. Da, ne îndreptăm acum, mai avem vreo 20 ceva de minute până ajungem. Aia e, dar Ian, îmi pare rău, n-a fost cu intenție. Navigația e proastă. O să mă înjure și Didi astăzi pentru că o să întârzi. Dar asta este, n-am ce să fac. Se mai întâmplă situații de genul. Mergem în continuare și facem să fie bine. 2 hours later. Se pare că Alexandra o să întârzi astăzi foarte mult. Am vorbit mai devreme cu ea, a zis că mai face o oră pe drum. Este deja 1:30 ceasul. Eu n-am de gând să o mai aștept, să mai mergem și la casă, să mai gătesc și la casă, să mai fac una, să mai fac alta, pierdem toată ziua așa, dacă stau după ea. Așa cum am decis să fac mâncare aici la apartament și aia e. Nu mai stau să mai car lucrurile și toate astea. Până ce vine Alexandra, se face seara. Da, vreau să vă arăt ce o să gătesc astăzi. Am cumpărat de la Mega păstrăvi, 2 păstrăvi, ciupercuțe, foaie de aluminiu normal pentru casă îmi trebuia, dar am acasă aici, de fapt în partea aia îmi trebuia, ardei, zahăr tot așa pentru în partea aia altă, ceapă tot pentru în partea aia altă, ceapă roșie tot pentru în partea aia altă trebuia să o iau. Astea trebuie să le ducem în partea aia altă. Așa, aici ce mai am? Am luat niște roșii din astea sherry. Condiment din asta pentru cartofi, morcov, țelină, rădăcină de pătrunjel, ceapă și ce mai este pe aici și cartofi din ăștia. Astăzi o să mă pun să fac niște păstrăvi la cuptor cu ce? Cu legume, nu? Da, cu legume. Așa. Acum trebuie să le iau pe toate de la capăt. Să mă bată mama. Of! Că dacă m-a anunțat și ea pe mine de când s-a dus la filmări, bă, Adriano, vezi că întârzi. Vezi că întârzi foarte mult astăzi. Poți să te pui acasă să gătești acasă. Nu, ea a așteptat până ce a terminat filmările ca să poată să-mi scrie mie. E 1:30 și eu n-am făcut de mâncare nimic. Să vedeți ce o să mă iau eu de ea când vine acasă. Ăștia trebuie să-i pun direct, trebuie să-i curăț un pic, trebuie să-i spăl. Dar eu nu știu cu păstrăvul ăsta. Ia, stați puțin. Nu știu cu păstrăvul ăsta dacă trebuie curățat, dacă are solz, dacă nu are solz. Dacă mai trebuie și ăsta curățat, mă apucă seara. Ce se vede? Trebuie curățat și ăsta.
Deci mi-a făcut Alexandra astăzi niște nervi. De mine s-o mănânc. Cu fâși cu tot. Bine s-o mănânc. Bă, frate, dar era așa de greu să-mi lase un mesaj și să-mi zică, bă, Adriana, vezi că eu nu pot să vin. Bă, începe și tu să faci de mâncare. Nu! Noroc că i-a scris eu acum mai devreme. Și am întrebat-o cât mai are. Păi eu abia acum am terminat filmările. Și cred că fac vreo 50 de minute până acasă. Mi-a picat fața când am auzit. Vă dați seama că nu mi-a convenit. Dar asta e, ce să faci? Of! Mama lor de filmări. Acum trebuie să mai curăț și ăsta. Mai ia și ăsta o oră să-l curăț. Dar de ce nu miroase peștele ăsta pește? Adică nu miroase nimic. De ce nu miroase nimic? Peștele nu trebuia să miroase normal la pește? Să iau ușor ăsta. De ce nu miroase nimic peștele? Trebuie să-i fac ceva la asta să mă răzbun. Să țină minte, să mă țină minte toată viața. Hai mă, că se ia ușor astea. Dacă mai aveți idei de rețete, de mâncare pe care vreți să o vedeți că o fac, lăsați-mi aici în comentarii sau dacă nu, lăsați-mi pe mesaje pe Instagram. Și eu o să gătesc. Tot ceea ce îmi spuneți voi, eu o să gătesc. Eu, normal, că Alexandra nu gătește. Alexandra are oase în burtă. Ea nu se apropie de bucătărie. Mama, abia aștept să vin acasă, să vede ce o să cert eu pe Alexandra. Ce mă iau eu de viața ei. Că mama e de treabă. Și mai aveam o grămadă de treabă și acolo, acasă, să aranjăm, să... Este prima oară când fac păstrăvi din asta la cuptor. Să văd cum o să-mi iasă acum. Ce alunecos e. Mă, dar eu tot nu înțeleg de ce nu are miros. Că normal peștele când îl scoți din baltă are mirosul lui. Ăla frumos de pește, ăsta n-are niciun miros, n-are nicio treabă ăsta. Oare nu e pește? E pește fake? Sau are chimicale băgate în el și ăsta? Voi ce părere aveți? Nu miroase pește. Adică miroase, dar miroase foarte, dar foarte puțin. Sau fi fost din cauza faptului că stă în cutia asta băgată. Dragilor, noi am terminat. Suntem în palpitații pentru că Adriana o să fie nervoasă puțin pe Alexandra. Foarte. Foarte nervoasă, dar îi pregătim o surpriză. O surpriză frumoasă. Frumoasă. Și în spatele nostru, ghiciți cine este. Ia uitați! Peste 500 de metri, virați la stânga pe strada Nicolae Gecaranfil. Nu, n-am filmat cu el, dacă asta credeți, am filmat cu altcineva, așa că stați aproape de canalul de YouTube Rix FMMA și stați aproape să vedeți ce surprize pregătim Adrianei. Voi ce credeți, că Alexandra o să ierte pe Adriana, o să ierte pe Alexandra? Sau îmi scrieți în comentarii acolo. Cum credeți că o va bucura? Ia sigur. Eu sunt foarte curios. Ia sigur. În momentul de față, iubirică, crede-mă că ea fierbe de nervi și mă înjură din toate pozițiile, dar sper să-i treagă după ce vede treacă. Surpriza pe care i-am pregătit-o. Eu știu despre ce este vorba, dar nu ți-am dat nimic, să vedeți și voi. Da, o să vă arăt în drum spre casă. A few moments later. Am terminat de toca legumele, bine, le-am spălat, le-am dat, uite că mi-a mai rămas ceapa, trebuie să mai tai și ceapa. Mi-am pus roșii, cartofi, ciuperci, ardei, morcov, ceapă, usturoi și cam atât. Trebuie să le condimentez acum. Să mai tai și ceapa asta, păstrăvul am spălat, este aici și să le condimentez mai întâi și după le pun în digaie. Adăugăm piper aici. Bine, ăsta le adaug eu. Voi puteți să puneți și rozmarin, puteți să puneți de toate. Piper. Foi de dafin. Două frunze așa, două ajunge atât. Și condiment din asta pentru cartofi, care are usturoi, are de toate. Sper să iasă bun la gust. Este prima oară când le fac așa. Și sare.
sare. Le amestec bine, bine, bine. Am condimentat toate astea, l-am amestecat, am pus niște sare pe pește și acum le pun o folie de aluminiu și le bag la cuptor pentru circa 20 de minute. Păpica mea se face acolo, între timp a venit și mami. Mami, ce faci? Îi faci curățenie Alexandrei pe bune? Desordinea asta de aici. Nu-i fă curățenie, lasă că și le strânge ea. Păi le asortez așa, care... Nu asortez absolut nimic, lasă că și le face ea. Deci a ajuns mama de la muncă și Alexandra n-a mai ajuns acasă. E ora 2:30 și Alexandra n-a mai ajuns acasă. Uitați-vă și voi. Și ce să fac, mamă? Stau să calc pe ele aici? Te calcă pe ele! Nu vezi și în camera asta? Ca la porci. Ca la nebun. Ca la porci. La porci e mai curat. Păi e mai curat la porci, nu? Porci sunt mai curat decât Alexandra. Nu? L-am lăsat pe Iberica la studio și acum am venit la o florărie să iau un buchet de flori surorii mele. Bună ziua! Bună ziua! Merge plata cu cardul aici, nu? Sigur că da. Perfect! Vreau și eu cel mai frumos buchet de flori pentru cea mai frumoasă soră. Oh, ce drăguț! Da! Nu vă supărați că filmez aici, nu? Nu, absolut deloc. Cel mai frumos. Avem varianta asta de buchet, tocmai ce l-am făcut acum la 250. Așa. Sau un aranjament, ia uitați ce frumos e ăsta. Și ăsta de aici, ăsta mă atrage. Este 175. Cu trandafiri și galbe. Pe care să îl iau? Ziceți voi. Scrieți repede în secțiunea de comentarii. Altceva ce mai aveți? Pot să vă fac altceva. Nu, că nu vreau să mai stau cu mușașa, că e supărată pe mine și mă ceartă. Am înțeles. Da. Nu știu, ăla cu galben parcă mă atrage, dar parcă nu merge galbenul, că ea nu-i geloasă. De asta ziceam că mă gândesc că și ăla tot cu galben. Mă gândeam cu ceva cu roz. Sau așa, colorat, cu roz, cu galben, e tocmai bine pentru vremea de afară. În care nu se vede soarele, de asta l-am și făcut, că, nu știu, e așa, cu veselie, cu bucurie. Nu știu, voi ce ziceți, mă? Ziceți-mi și mie ce să iau. Ceva frumos, nu prea mă încântă astea. Nu știu. Dar să faceți unul cam cât durează? Păi 10 minute. Mult. Bine, dar nu-mi place ăla. Hai că eu le iau pe ăsta cu galben. Dacă ăsta ți-a atras atenția... Ăsta cu galben. Aia e. Didi, nu știu dacă ești geloasă pe cineva, dar să știi că eu te iubesc, că e sora mea preferată și trebuie să mă ieți. Hai că le iau pe ăsta cu galben și revin imediat. Cine a făcut? Eu am făcut aseară când mi-a dat cineva provocare pe TikTok și Alexandra nu și le-a strâns. Da, provocare. Da. Înțeles. Deci... Păi eu le-am făcut astea, eu le-am dat jos din dulap. Da, și ea de ce nu le-a pus aseară? Pentru că n-a avut timp, că și-a făcut baie pe cap și după aia s-a pus la somn. Că azi dimineața trebuie să se trezească, să se pregătească și să plece la filmări. Și este ora 2:30 și ea încă n-a venit. Probabil mai are mai mult mamă de filmat, are treabă. Are treabă, cum să nu? Păi putea să mă anunțe dinainte. Ce crezi tu? Că nu te-a anunțat? Nu m-a anunțat. M-a anunțat după ce a terminat filmări, la 1:30. Și eu așteptam ca fraiera ca să vină ea acasă, să mergem în partea elaltă. Și după aia am zis că nu mă mai duc nicăieri și că fac mâncare acasă, simplu. Erați pregătiți să mergeți în partea elaltă? Păi da, doar că ea nu a venit. Ea zice că să aleagă aici haine. Ce haine să aleagă ea de aici așa? Nu știu, să-și aleagă hainele pe care nu le mai poartă acum, gen de iarnă, și să le pună în partea elaltă și să le lase pe astea de vară și de primăvară aici, nu știu. Vede ea. Da, dar sunt multe aici, mai multe de vară ca din iarnă. Nici nu mă interesează și le face ea și pe mine. Și ce să fac, să le las așa dezordine? Nu, mamă! Lasă-i-le, bre! Îi le arunc pe foc, îi le bag pe foc! La câți nervi am acum pe ea, îi le bag pe foc! Nu mă interesează! Ce treabă ai tu? Ai tu nervi, dar nu eu! Ei, dar nu ajută mama, fata? Da! Păi ce tu pe tine? Dacă erai tu, nu te ajutam? Nu, da, eu nu aveam nevoie de ajutor. Eu nu lăsam niciodată hainele astea așa împrăștiate pe aici. Hai că mergem acasă să pun hainele tale. De câte zile le-ai lăsat acolo? Dar n-am timp! N-am timp să le strâng. Acum vreau să mă duc după amiază, mă duc să mi le strâng. La altă ieri când am fost în parte, la altă ce ai făcut? Cum ce-am făcut? Nu știi că eram ruptă în gură de foame și ruptă în gură de nervi? Erai ruptă în gură de nervi și erai și murdară. Și murdară și de toate. Păi da, și ai zis că te duci la păstine așa. Dacă ei, păi m-am pregătit și am... Aia, te-ai pregătit? Intra pe live. Da, aia mi-ai făcut nimic. Da. Așa. Când colo tot bamea să vină să le ei, lasă că nu mi le așa jumătale. Decalcat, că nu o să fie vorba de calcat, o să mă ajut să calc. Dar atât, trebuie nu să am. Da, sunt multe care trebuie să... Gata, i-am luat buchetul de flori.
Ia uitați-l. E superb, îmi place. Bine, dacă erau trandafirii albi, era mai frumos. Da, aia e. I-am luat buchetul de flori, acum mă duc spre casă, mai am vreo 5 minute până ajung acasă. Mamă, deci am o frică de reacția pe care o să o aibă ea, pentru că sigur este foarte supărată pe mine că am întârziat și sigur mă jură și sigur face toate astea, dar n-am ce să-ți fac, Adriana, n-a fost după mine, am greșit adresa și m-am dus la altă adresă, în loc să mă duc în Pipera, m-am dus în Ferentari. Nu am ce să fac, iar o bizurioară, dacă nu este vina ei, este vina la navigație că nu a vrut să-mi dea adresa corectă, că eu scrisesem Pipera, dar dacă n-a vrut, asta este, ce să facem? Ne adaptăm situației. Da, merg spre casă. Sunt curioasă de reacția ei. Pentru ce am avut mați o soră. Ia să vedem noi ce zice ea. Sper să reacționeze frumos și să nu facă urât. Că dacă face urât, nu-i mai fac niciodată nicio surpriză, nimic. Niciodată. Și sper să-i placă buchetul de flori pe care i l-am luat. Haide că ne vedem de acasă, vă arăt. Hai, mama, lasă-i hainele astea aici. Pe bune, lasă-i-le! Hai, mamă, o ajut un pic! Da, nu m-ai ajutat, dar ce rost are la câți nervi am pe ea? Lasă-i-ne, doamne, iartă-mă! Păi vezi unde e? Iată că a venit! Ia, a venit! Ce faci, mă? Ia! La ora asta! Pentru cine sunt florile alea? Voiam să spun că îmi pare rău. Că? Și că te iubesc și că ești cea mai frumoasă soră din lume. Da. Și că ești cea mai minunată și că îți mulțumesc din suflet că ești în viața mea și că ești genor de mult și ești cea mai dulce. Asta ar trebui să-ți dau cu ei. Dar de ce? Că eu vreau să-ți fac un ceva frumos și frumos și tu nu să spui mulțumesc, sora mea. Deci vreau să-mi cer scuze. Nu te scuzi, nu te scuzi, nu mă interesează, nu te scuzi. E ora 2:30, tu trebuia să fii acasă. Lasă-mă, te rog. Nu a fost vina mea, crede-mă, mi-a dat navigația foarte prost. Și ca scuză eu am venit să-ți aduc un buchet de flori, să spun că ești cea mai minunată și că-ți mulțumesc că mă înțelegi mereu și că ești alături de mine și că ești sora mea pe care eu o iubesc cel mai mult și că te ador și că te iubesc și mulțumesc bunului Dumnezeu că ești în viața mea și că mi te-a scos în viața mea și mulțumesc lui tata și lui mama că te-a plantat acolo și te-a scos și te iau de la zero numai să mă ierți și să nu mai reacționezi așa, te rog eu din sufletul meu. Mulțumesc mult! Ai terminat? Da, am terminat. Acum poți să vorbești? Nu poți să vorbești pentru că vorbești ce nu trebuie. Trebuie și acum trebuie să fie... Nu-mi pasă ce spui tu și ce ai spus tu. Tu trebuia să fii la ora asta acasă. Noi trebuia să mergem în partea aia altă. Tu crezi că cu buchetul ăsta de trandafiri o să mă înveselești pe mine? Zi! Ai, mamă, lasă, mamă, ia! Bine, frumos gestul, foarte frumos din partea ta, n-am mai primit și eu un buchet de flori de 10 ani de zile, dar în fine, foarte frumos din partea ta, dar totuși, da, lasă, greșești, ia, hai, ia! N-a fost vina mea, ți-am zis! Ba da, a fost vina ta, trebuia să mă anunț măcar înainte, bă, Adriana, vezi că ajung târziu astăzi, nu pot, ia și apucă-te și tu și fă de mâncare, nu? Am zis cu o oră înainte. Cu cât? Cu o oră. Cu o oră înainte? Da. Da, eu am așteptat până la 1:30 ca să fii tu acasă și dacă nu scriam eu, mai așteptam încă o oră. Bine, mă ierți? Nu te iert. Și ce faci? Fii atent, o să mă răzbun. Lasă, mama. O să mă răzbun. O să mi-o plătești! A few moments later. I-am lăsat 20 de minute. Huala! Așa, acum scot oala de aici. Să vedem cum arată. Și să adaug un pic de vin. Ia să văd eu și să scot asta de aici. Ce pește e asta? Ce pește e asta? Păstrăv. Nu am luat somon, nu am luat nimic, am luat doar păstrăv. Ia să vedem cum arată. A, frige. Frige, nu? Fuuu, s-a lipit asta. Fuuu. Mamă, ce frige. Arș. Așa. Mamă, ce frumos miroase! Dar de ce mi te-ai lipit? Nu! Așa, ei, s-a lipit un pic de asta, dar nu cred că are nimic, nu? S-a luat doar pielița asta de deasupra. Așa, acum pun un pic de vin să-i dea și mai mult gust. Așa... Gata, mă! Să te îmbezi tu, Alexandru. Uite-te și tu ce bine arată. Că vinul se dizolvă alcoolul. Da? Vinul dizolvă alcoolul? Vinul se dizolvă la fier. Așa.
Acum trebuie să-i bag în cuptor să se ruminească deasupra și cartofii să se ruminească. Și după, gata, îi mai las vreo 15 minute să se ruminească ca lumea, ca lumea. Și după e gata. Du-te și ia fata. Ia uitați ce bine arată, ia uitați ce bine arată, ia uitați ce bine arată! A few moments later. Dă-te, mama, dă-te! Am terminat și peștele, cred că este gata. Ia uitați-vă și voi ce... Mai las? Zici, mă tare, să-l mai las un pic? A? Să luminească mai calmea? A? Da. Mai las un pic, nu? Da, uite și mă tare ce frumos arată. Hai că mai las un pic de... Pornesc astea înapoi. Așa. Și-l mai las încă 5 minute să rămânească calmea, calmea, da? E gata, în sfârșit. Am oprit și aragazul. Ia vedeți. Ia vedeți cum arată. Ia vedeți voi cum arată. Ia vedeți voi cum arată. Ce crezi, Alexandra? O să fie bun la gust? Da, cum arată? Îți spun după ce mănânc. Îmi spui după ce mănânci? Da. Haide să mâncăm, că mi-e foame. Stai puțin, că trebuie să... 3 jumate. Stai să le punem farfurie. Hai, pune-le farfurie. Hai. Și cam așa arată, nu? Hai, îți place, Alexandra, cum arată? Da. Îți place cum arată? Da. Mama, treci la masă. Treci la masă. Cum arată? Eu i-am mai presurat... Cum arată? Cum are gust, nu cum arată. Am mai presurat un pic de sare, dacă am zis corect, nu știu. Dar dacă tu n-ai curățat cartofii de asta? Nu, pentru că sunt cartofi din aia care nu trebuie curățați. Hai de mă! Da, e bun, Beatrice, nu? Da. Pape astăzi, nu? Eu că n-am văzut. Bravo! Da, dar trebuie să pap. Mami, ce frumos e! Noi ne punem să păpăm și ne vedem după, nu? Nu, da, Alexandra? Da. Hai să avem poftă. Să avem poftă. Ia, vreau să gust. Să aveți poftă. Vreau să gust, să-mi spui ce, pe, cum, ia, ce gust are. Să-ți dea mama aia coadă? Mai trebuie sare? Știu că mai trebuie sare. Nu? Nu? E bun? E bun, e perfect. E perfect, bun. Sigur? Da, doar cartofii ăștia nu au coajă și. Și ce dacă mănâncă cu totul? Așa se mănâncă cartofii. Hai, dragi mâncați, poftă bună. Să avem poftă, nu? Să avem poftă, da. Hai, mănâncă. Mâncați. O dulceață, mama. Păi tu nu mănânci? Mănânc și eu. Uite, pune mama aia la fată. Poate nu mănânci că e pește. Tot mai coada. Nu e tot mai coada, uite. Uite, n-are spine, are numai Da, ce frumos mijlocul, are și ciuperci. Da. Cartofiori. I-am pentru tine ciupercile. Păi și ce, tu nu mănânci? Mamă, dar ce bun e! Mănânci și tu, mama, e bun. Fiji. Ești bun, mama, e. Haide, ia și mănâncă, Adriana, gata? Uite. Hai că mănâncă acum. Bine. Să avem poftă. One eternity later. Ia uitați-vă și voi cât a putut să mănânci, bă, Alexandra. Bă, cât ați băgat în voi, bă? Tot am băgat. Cât ați băgat, mă, voi? Ați băgat tot? Am băgat și mult tare. Ferească Dumnezeu, asta trebuia să ne ajungă 3 zile. 3 zile? Da! Cât am mă? 3 zile trebuia să ne ajungă, băgați ca spartele. Mamă! Pe bune! Chiar așa, Beatrice, tu ești aia care mânca cel mai mult. Bă, nu! Dragilor, cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Sperăm că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Să ne dați și nou un like, un share. Și nu uitați, mai avem și noi foarte puțin nevoie de să ajungem și noi la 100.000 de abonați. Trebuie să ajungem și noi la 100.000 de abonați. Și da, ne vedem mâine cu un nou vlog și cu o nouă zi plină de surprize, pentru că astăzi planurile ni s-au dat de tot peste cap, nu trebuia să fie programat așa, trebuia să fi făcut altfel, trebuia să fi mers la casă, dar având în vedere că nu s-a putut, ne-am pliat după situație și am făcut cum am putut. Sper că Adriana m-a iertat că am întârziat astăzi și că nu ne-am ținut de plan. Te-am iertat, da. Auzi? Da, te-am iertat, Max. Cu ce? Cu ha-ha-ha-ha? Sau cum ai zis tu mai devreme? Da. Am înțeles. Cam atât. Vă pupă 15 data viitoare. Pa! We'll be right back.